Oi, stai că bate soarele. Ceau, îmi place să mănânc aici. Stăt în Seul, Coreea de Sud. În clipul ăsta oi mânca numai burgeri și oi mere la Gordon Ramsay, căci care burgerie aici sau e un restaurant cu mai multe, dar majoritatea produselor sunt burgeri. Și l-am descoperit pe Google și am zis, hai să mă duc să văd ce burgeri are, cât de bun este. Probabil îl știți am pe Gordon Ramsay, că e cred că cel mai cunoscut bucătar din lume. Dar înainte vreau să gust ceva burger local. Și prima burgerie la care mă duc îi zice Burger Almighty. Asta Almighty, din câte am înțeles, e deschisă de ceva celebritate. Ori cântăreț, ori... Dacă am înțeles bine, mai știu. Că mă mai duce la unul, ori ăla e deschis de celebritate, ori ăsta. Am o leacă de mărți, vreo jumătate de oră cu metrou. Da, eu o să am un trecazăr, vedeți că am rucsacul în spate. Am check-in-ul la ora 3 la hotelul celălalt, așa că am timp să mă duc să mânc, am 11:30-12. No, hai să ne luăm bilețel. English, trebuie să apăsați. Da, așa. Vedeți că astea sunt literele cu care începe numărul stației. Numele, auzi. Deci o Habjeong Station trebuie. Habjeong ăsta. Și costă vreo... Ei, destul oricum. Vreo 6-7 lei. Am unul, ne mai luăm țeapă, că știu. Așa. Da, da, da. Trebuie să mă duc la Habjeong. Asta, 238. Deci pe partea asta trebuie să... Bun, și am așteptam să vin la metrou. Nu prea e aglomerat aici, probabil e aglomerat dimineața la 8 sau la ore de area de vârf, da. Și uitați-vă că se vede cum vine, îl vedeți ăla cu roșu 2219 și vine către stație. Ne-am cam ajuns. Mai am o leacă de mărci pe jos, asta e zona de studenți, de numele corporatist. De asta am vrut să vă arăt, că fiți atenți că și ei parchează mașinile pe trotuar. E și asta jumate, și asta pe trotuar. Deci, cred că contează zona, că în centru nu prea vezi în asta, dar pe aici văd că se mai încumetă băieți. No, hai să ajungem la Burger Almighty. Măi, doamne, dar pustiu-i pe aici. Cred că am fost exact în zona asta cu Raluca. No, uite-le, acolo în față, gata, l-am văzut. Hello, hello. No, bun, ăsta e burger așa. Deci vreo 33 de lei au costat tot. Te poți duce la dozator să-ți bagi băutură. Hai să vedem. Ei, aici vă dau și șervețele de-astea umide. Bă, au băgat ăștia muzică. Nu știu dacă mă mai auziți. No, hai să vedem. Mă, ce să zic, ca la medie, mi se pare nu știu ce. Are maioneză, cred că muștar, ketchup de la normal, cartofi n-o spăcut de aici, de aia congelat. Nu vezi, mai are ceapă, aș fi vrut parcă ceapă caramelizată mai mult, dar mă rog. Hai că nu mă mai aud aici, deja au dat ăștia și că e club, am. Nu cred că l-aș mai putea. Ui, deci da, burgerul ăsta pe care l-a mâncat, e genul pe care îl mânci odată, după aia îl arunci în marea uitării împreună cu alți 200 de burgeri pe care i-ai mâncat și erau de pe la medie, na. Cam asta e faza. Oare n-au cu bubu? Nu cred că, ha? No, și hai că mă duc atunci către hotel. Deci burgerul ăsta n-avea maioneză, avea numai ketchup și muștar și era cheeseburger. No, în fine, hai că nu mai vorbesc despre el, că mă enervez. Hai că mă duc către hotel. Imediat ajungem la hotel. Pagoda hotelul ăsta avea nota 8 din 10. L-am luat că era și ieftin. Pe Booking avea nota 3 din 10. E posibil să fie un cocheț hotelul ăsta. Sper că n-a fi cocheț, dar a fost și ieftin. Mă. Plus am văzut că în comentarii cineva zicea că și-a primit o cameră fără fereastră, dar eu mi-am luat o cameră cu fereastră, așa că o-mi vedea. Oricum nu intenționez să mai stau în camere fără ferestre în viac. Deci cele mai dubioase și numai aici n-a se-am văzut, adică nu știu dacă găsesc și în Europa. Na, uitați-vă, mini hotel G, zice, da. Hai să vedem, o meritat reducerea primită de la Agoda de, nu știu, 70% sau cât mi-o dat ca să mă cazez aici. A, da, are niște
jamuri de alea, uite, de exemplu, camera e nașpa că n-ai lumină naturală. Astea sunt mai ok. Hai să vedem. No, momentul adevărului. Miroase ca un vecea. Da, e cu... crezut că e bon fiscal rămas pe jos. Mamă mea, e de la... Asta ne... Da, miroase ca un coteț. Ca idee, eu tot timpul îmi iau pe două zile cazarea și dacă nu-mi place, atunci știu că nu mai stau acolo, că n-are sens să-mi iau pe 4 nopți și să nu-mi placă cazarea, că stau 4 nopți pe dejava acum, știu? Stau într-un loc în care nu-mi place sau în așa. Atunci iau pe două nopți, dacă mai îmi place, prelungesc, dacă nu mă mut în altă parte. Da, fiți atenți aici, că am început să descoper chestii, n-am avut niciun prosop, m-am dus jos și am cerut prosope și mi-au dat două mici și am zis că îmi trebuie unul mare și o să nu am mari. Deci mi-au dat două din astea mici de față. Da, fiți atenți aici. Mama mea. Nu, ce găit. Și am zis, hai să mă spăl pe... să mă spăl pe mâini. Da, deci probabil trebuia să aibă o conductă pe acolo, să vină apa de la cuvetă. Și de fapt apa vine pe aici, aiurea, și se scurge asta. Nouă zi am. Mă duc azi la Brooklyn Burger. E una dintre cele mai cunoscute burgerii de aici. Au o grămadă de locații. Mă duc mai în centru. Mâine plec de la hotelul ăsta. Nu-mi place nici zona, nici hotelul. Zona asta e nașpa. M-am plimbat aseară jumătate de oră încercând să mănânc și n-am reușit să mănânc. Și apoi am mers la o ceva boulangerie de asta franțuzească și am mâncat acolo, nu? Deci da, e nașpa cu mâncarea aici. În zona asta majoritatea nu vorbesc engleză. Intram în restaurant, ziceau ceva wow, wow, wow. Nu, ziceau de fapt probabil că să pun comanda pe o tabletă de la masă sau pe un automat de la, cum ați văzut la celălalt restaurant unde am mâncat burgerul, că plasez acolo lângă ușă comanda. Și automatele alea n-aveau traducere, adică tăche erau, frate, în coreană. Meniurile n-aveau nici poze. Și n-am reușit să mânc, că nu puteam plasa comanda, nu înțelegeam nimica. Nimeni nu vorbea engleză. Și pe străzile alea mi-am dus, că sunt o grămadă de restaurante, nimic. No. În unele zone din Coreea, pur și simplu nu poți mânca, sau e foarte greu să mergi la un restaurant să te înțelegi cu ei. Și problema e că... Măcar dacă erau cu cifre de-astea normale, litere, ne, dar dacă vezi un meniu și scrie asta, gen, frate, ce asta? O, H, Z, știi, adică ce meniu e, ce mâncare, ce-i porc, cârnaș, ce se ia, știți? Asta e problema, că deja vă știu eu cum sună verbal un meniu, dacă când îl citesc nu-l recunosc. Ha. Hai, când ne luăm iară bilet, vă puteți lua și ceva card din ăla și viltări în cărcaș, atunci nu vă luați bilet de fiecare dată, mai iară am uitat să bag engleză. Am ajuns. Uai, ce bate vânt aici. Noroc că e mai cald, dar 15 grade. Mă, că-mi ia așa. Mă, bine, hai să găsesc ăsta. Stați că nu știu pe unde. Asta e district ăsta de corporatiști. Cred că se și vede. Și au multe restaurante gen la parterul clădirilor. Tiger Sugar. Bun, Banana Press sau ce e ăsta, Basket Robin sau ce e. Da, deci nu-l găsesc. Aici a fost râu de ăsta de osecat, săracu. Uite, ia sunt Brooklyn. Brooklyn The Burger Joint. Adică, nu știu, trebuie să comand sau trebuie să mă pun la masă? Hai să vedem, probabil îmi iau cheeseburgerul sau nu, poate îmi iau Brooklyn Works sau... Hai să vedem. Ne, și aici e nota de plată. 10.035 de lei. Vreo 60 de lei, destul de scump am auzit. Dar am vedea cum e burgerul. Restaurantul arată ok. Deci că e de ăsta american. No, fiți atenți că mi-a ajuns burgerul, mă, nu pot ce că e genul meu, mai ales chifla asta, chiar nu e genul meu deloc, zici că e de-aia de la McDonald's. No, hai să vedem totuși, e bun de ceva, carnea arată ok, nu pare congelată, ceapa aia arată prea groasă, nu pot ce că e neapărat genul meu.
cartofii par făcuți de ei, dar păcat că au pus brânză de asta în loc să pună parmigiano sau alte chestii. Sincer, n-am speranțe de la asta, deși ci că ai printre cel mai bun de aici, din Corea. Asta chiar nu are niciun gust. Știu că pare ciudat, dar chiar nu are niciun gust. Wow, nu e nici sărat, nu. Nu știu dacă m-ați văzut vreodată punând sare pe ceva. De asta n-are nimic. Carnea zici că nu e condimentată cu nimic. Nu, deci asta e dezamăgitor. Nu poți zice că are gust nașpa, că pur și simplu n-are niciun gust. Știți? Adică nu simți nimic. Deci burgerul ăsta sub medie. Wow. Din cauza lipsei de gust. Adică când muși de el simți numai roșia și ceapa aia. Vezi, nu simți nimic. La fel, ca tot așa dat cu brânză ce, dar dă un pom. Bagă parmigian, frate. M-am și enervat, mă duc de așa și caut altă bucurie sau ceva. Nu-l pot în capă ăsta. Îmi plătesc atâția bani. Vai și păi, da, deci dezastru cu burgeri ăștia. Mâine am vrut să mă duc la Gordon Ramsay, dar nu mă duc încă, o să mă duc la o altă burgerie, zice Cry Cheese, tot așa are mai multe locații în oraș, să văd, poate în sfârșit o-i dat de un burger bun, nu? Dar ăsta n-avea niciun gust, deci era, zici că n-a pus nimic în el, nici sare, nici în chiflă, nici în carne, nici pe roșii, nici nimica condimente, deci era pur și simplu așa, sleit de toate condimentele posibile, nu? Așa ceva mai rar. No, am ajuns aici într-o zonă mai de corporatiști. Hai că merem la Cry Burger, Cry Cheeseburger. Ni, clădiri din astea mai vechi. 200 de ani. Ui, no, fiți atenți, ăsta e Cry Cheeseburger. Hai să vedem cum e. Stai că nu înțeleg unde e. Ah, ce de desu. Mă gândează că acolo nu pare. Ne. Doamne. Mă, uitați-vă, ăștia au pe engleză, dar sunt care nu. Aici e ok. Nu, fiți atenți, destul de ieftin, 26 de lei. 7500 de oni. Chiar ieftin aici. Hai să vedem dacă e bun sau nu. No, bun, hai să vedem. Deci, îți dă așa cartofi, burgerul, cheeseburger simplu. Cred că îți poți umple gratis paharul. Și ketchup. Bineînțeles, aici nu-ți dă maioneză, nu știu în ce cauză. No, hai să analizăm burgerașul ăsta. Le-am zis să-mi pună ceapă caramelizată. Așa, salată, roșii, alea. Hai să sperăm că e bun, mai ales cu ceapă caramelizată, nu-i din aia normală. Să sperăm că ar fi totul cum trebuie să fie. No, bun, prima mușcătură, prima înghițitură. Mere, ușurel. Se simte că e condimentar, are poate piper. Multă ceapă caramelizată. Da, e ok. Cred că e mai bun decât celelalte. Hai că-l bag în continuare. Cartofii, bineînțeles, sunt ăștia congelați. Nu e nimic interesant la ei. No, bine, hai să zicem că merea. Îl aprob. No, bine, mă. Hai că mă duc atunci de aici. Pe la medie îl puteți încerca o dată, nu pot ce că l-aș mai încerca, dar... Hai să zicem că mere, ca Shake Shack-ul și alea. În fine. No, și atunci mâine ne auzim la Gordon Ramsay să vedem cum e burgerul de la el. No, am ajuns la hotel. Dar nu știu de ce mi-a dat o cameră mai mare, amu, că mi-am luat din aia single cu un pad din ăla. Amu mi-a dat dublu. Dar nu am priveliștea aia care o aveam pe partea aia, gen. No, hai că e ok. Merem imediat la burgerie. Ui, no, azi e ziua cea mare, ziua în care merem să mâncăm la Gordon Ramsay. Hai să vedem. Uite-te acolo aproape de zona aia unde am mâncat ieri. Stai că trebuie să iau... De unde iau asta? Dar ăsta e într-un mall. Măi, tot am mâncat acela kebabul, ieșa seara, mi-a mai luat ceva. Păi e ok mâncarea, nu? Îți pune orez cu carne din aia. Stai, mă, dar ce e aici? E închis ăsta? 5 zice că merge în jos. A, 2. A, ok. Mă, ce m-am încurcat astea. Măi, am crezut că gen 2, 4 înainte și 5 am crezut că numai 5 e în jos. Tot mai îmi iau țepe din astea, mă. Mă enervează. Uite, aici e ok. Hai să luăm bilețelul. No, fiți atenți, ăsta e Lotte Mall. No, buni, hai să mergem să vedem unde e Gordon. Asta e, dacă nu mă înșel, unul dintre cele mai bogate cartiere din Seul. Nu știu, blocurile alea arată dubios rău, zici că ești pe drumul taberei.
Da, cred că e Gangnam, nu știu exact. Mergeți aici numai din astea de lux. Chanel, am un Chanel, nu știu exact dacă e de lux, dar așa arată. Măi, cred că l-am găsit, ăsta e. Dar e ciudat că e între haine, adică nu-i food court aici, e, nu știu, e super ciudat. Uite, Gordon Ramsay Burger. Hello? One person. What? Yeah. Thank you. M-am pus aici capă bibol. Mai sunt mese acolo nip. Goale o grămadă. Mă fiți atenți, aici e Gordonul și cred că mi-ai lua staia munghii sale. Gen burgerul lui, Hell Kitchen's Burger, ăsta ce că e... Sau îi zice să-mi recomande și care mi-a recomandat, deci sunt 7 burger, văd. Ce e ăsta? Și ăsta burger, 140.000. Ăsta e 100 de euro sau și mai mult. Hai că vedem, poate mi-au și snack-uri. No, bine, hai că mi-am luat hummus, mi-am luat burgerul ăla Hell's Kitchen, mi-am luat cartofi dulci și mi-am luat ceva shake care e cel mai comandat aici. No, hai că vedem. Mă, fiți atenți aici, mi-a dus cuțitul lui Gordon. Hai să vedem dacă taie sau e numai vrăjeală. Mă las că-mi vedea când am băgat cuțitul un burger. Da, îți dau niște șervețele. Ăsta e de la umed, de la uscat. Mi-au pus și apă. Cred că apa e gratis, că aici nu, peste tot apa e gratis la restaurante. Aici am și ce scrie. Da. Uitați-vă, mi-a ajuns vanila shake. Hai să vedem cum a fi. Hai, bunuț, mi-aduce aminte de Mac Sunday. Cam pe acolo poate un pic mai dulce. Dar e ok. Măi, deci tot ăsta e gol, mă, și pe mine m-a pus capă pașoptiște aici la... Zici că-s la colțul de rușine, mă. Mă, bun, fiți atenți că mi-a ajuns hummusul. Deși eu le-am zis să-mi aduc împreună hummusul cu burgerul. Și am zis de două ori să fiu sigur că înțelege. Hai că încerc să văd cum e. Adică hummus am mâncat în destule locuri și în Turcia și în Dubai și mai știu pe unde. Chiar am când filmam ăsta, mi-a și adus. Ăla e burgerul. Ăștia-s cartofii. Stați o lecuță să fac niște poze și tăte ce nu. No, bine, hai să vă arăt burgerul. Da, e făcut cu avocado și cu... Are ceva fructe de-astea el. Făcut mediu, așa am cerut. Nu. No. Hai să vedem cum este. Dacă hummusul ăsta e bun de ceva. Hai, de la amărui. Am mâncat mai bun în Dubai. Dar e bun. No, bun, deci humusul se apropie de peste media, zice, probabil că l-aș mai băga. Am mâncat și mai bun, nu zic, dar e bun și ăsta. Și hai să trecem la burgeraș. Chifla, e ok. Hai să vedem cărnița și toate alea, sosul ăla de trufle sau ce o zic, nu prea e genul meu, dar mă rog. Măi, cartofii ăștia îți dați cu zahăr pudră. E prima oară când mănânc cartofi dulci, dați cu zahăr pudră. Wow. No, ia uitați burgerașul. No, bun, hai să vedem. Măi, interesant. Bunuț. Deci are avocado. Chestiile alea roșii, zici că sunt fel de prune uscate sau nu. Carnea e bună de numai. Nu mă așteptam să-mi placă chiar așa de mult. Că n-am mai mâncat burger cu avocado și tot felul de chestii. Dar e bun. E chiar ok. Hai să continuăm. Sosul ăsta e bun și ăla. Hai să vedem cum taie ăsta, dacă tot... Nu știu, de gol și nu. Să zicem că tai ok. E bun sosul ăla. Cartofii sunt ok.
Burgeraș, ok, și pe asta? Nu. Interesantă combinație, nu știu dacă l-aș mai băga neapărat, dar e interesantă, ce să zic. No, hai că le bag și pe astea. Juice-ul ăla, mere și el, dulce. Nu v-am zis de pita asta. Nu, nu știu ce să zic, posibil să fie făcută de ei. Arată ok. Dar cartofii ăștia cu zahăr pe ei, bă, chiar n-am mai văzut așa ceva. Hai că aproape că l-am terminat. Mai bag o leacă de hummus, după aia vedem nota de plată, mă. 68.000. Deci undeva pe la 240 de lei. Hai că plătesc și mă duc. Mă, bune, să dăm verdictul. A zice că a fost toată experiența peste medie, o leacă trece peste medie. Burgerul în zona verde, hummusul. Am mâncat și mai bun, bine, am și burger, am mâncat mai bun, dar nu, asta a fost mai diferit. Stai că bate vântul aici. În rest, m-aș mai duce acolo, nu, e și scump amul, dar nu, e scump că e scump bucătarul de aia, dar dacă ar fi mai ieftin, nu cred că m-aș mai duce, adică nu mi s-a părut, wow, ceva ieșit din comun, n-am mai văzut așa ceva. Mâncarea e bună și cam asta e, nu. Deci cam atât a fost pe ziua de azi, atunci și-am mâncat în clipul ăsta, o cam alunecat. Cred că unii burger nu prea ori alunecat ea de la început, dar asta este, atunci și ne auzim data viitoare.